Și ne pregătim pentru ultimul meci al Galei 1, care se aude incendiat, și vreau să aud aplauzele voastre! Avem galerie! Și haideți să-i cunoaștem pe cei doi sportivi. Colțul albastru vine de la Rapid București. Este antrenat de Nicolae Stratone și Dan Geroso. Cristian Măniță! Colțul albastru vine de la Urban Legend și l-are în colțul ringului în această seară pe Anca Bebe, Răzvan Zlate! I'm my chip, boss, man. I got this, yeah. Prize de câte 3 minute, lupta este în limitele categoriei 75 de kilograme. Arbitru Rincenou la Mamut. Hai să auzim încurajările voastre! Începe ultimul meci al Galei la categoria 75 de kilograme în colțul albastru, Cristian Măniță de la Rapid București, în colțul roșu Răzvan Zlate de la Urban Legend. Se anunță o luptă extrem de interesantă, nu degeaba a fost fixat ultimul meci al Galei, putem spune main eventul acestei gale. Măniță de la Rapid, Zlate de la Urban Legend. Măniță este în short roșu, Zlate în short negru. Iată, au început tare. Îl văd pe Zlate, parcă vrea să dea tot de la acest început de meci. Îl prinsese acolo în corzi pe Măniță. Da, s-a terminat repede acest meci. Măniță a reușit să câștige prin abandon, a fost aruncat prosopul din colțul lui Zlate. Primește acum și unele îngrijiri medicale. Oricum o victorie prin abandon în repriza întâi pentru Cristian Măniță de la Rapid București, categoria 75 Rapid de kilograme. Ceva probleme pentru Răzvan Zlate. Așadar, o victorie clară în prima repriză, abandon în prima repriză. A câștigat Cristian Măniță de la Rapid București în fața lui Răzvan Zlate de la Urban Legend. Începuse tare Zlate, dar n-a mai apucat să termine prima repriză. Oricum, promițător și acest Răzvan Zlate.
L-am văzut pe mâniță de când a început gala, era lângă mine, aici s-a încălzit 2 ore, iată, este, da, aproape de ora 10, aproape 3 ore s-a încălzit pentru această victorie obținută în prima repriză. Adversarului. Cristian Măniță! Festivitatea de premiere va fi efectuată de Virel Drăgan din partea Urban Legend. Merită, felicitați ambii sportivi. Vă spuneam, a început tare și Răzvan Zlate meciul. Pe parcurs însă Cristian Măniță și-a demonstrat valoarea, experiența. Au de toată lumea! Constanța a făcut show! O sportivii! Azi am luat-o, noi ne-o dăm! Haide, aplaudați-o pe mine, pe fratele meu, haide! Iubirea mea care ești de față cu mine, vino mai încoace! Iaca, vrei să te căsătorești cu mine? Iată o declarație aici! Vrea! Nu știu dacă vreți, mă pup cam nasul spart! I-a cerut mâna Răzvan Zlate, mâna prietenei sale și iată, a fost acceptată această cerere. Răzvan Zlate este felicitat acum de viitoarea lui soție. Nu în ultimul rând, vreau să le zic respect din partea mea la toți sportivii care au luptat în această gală pentru această fată, să-i dea Dumnezeu sănătate și să reușească orice în viață. Atât am auzit. Felicitări, aplauze, Bianca și Răzvan! Bianca și Răzvan își vor uni destinele. Nu va uita acest moment toată viața. Cele de-a doua ediție a Galei Urban Legend, luptăm pentru Andreea, mulțumim mult! La mulți ani, un an nou fericit și să ne vedem cu bine la următoarea gală. Mulțumim!